Dragi berbeci, nativ berbec sau cu ascendent un berbec, bine ați venit la horoscopul lunii iulie. Înainte de a trece mai departe, vreau să fac niște mici anunțuri și anume că filmele de pe acest canal de YouTube, inclusiv cel pe care îl vedeți, au și subtitrare în limba română. Nu imediat după ce sunt publicate, posibil să mai dureze vreo oră până când va apărea și subtitrarea, dar le puteți activa subtitrarea. Da, nu este o subtitrare perfectă, este făcută de inteligența artificială care nu prea înțelege care-i treaba cu astrologia și mai pocește cuvintele, dar dacă vă este utilă subtitrarea, și știți bine că subtitrarea este necesară atunci când suntem în metro, când e liniște în casă, când nu trebuie să audă alții ce ascultăm, puteți vedea ceea ce spun eu scris pe ecran. Și dacă vedeți subtitrarea în limba română, tot printr-o setare a telefonului sau a desktopului, puteți alege și traducerea acestei subtitrări în alte limbi, cele din țara în care vă aflați. Puteți încerca traducerea în limba italiană, germană, spaniolă, engleză, franceză, greacă, cine știe pe unde. Da, posibil să nu fie perfectă, tocmai pentru că nici subtitrarea română nu este perfectă, clar că înțelege și inteligența artificială cum dorește, dar poate vă este util pentru cei care sunt acasă de altă naționalitate și ar dori vreodată să le recomandați horoscopul Aquaria. Pe de altă parte, în completarea acestui film, indiferent de zodie, vă invit să vedeți și astrodrama lunii în curs, pentru că acolo sunt luate toate aceste aspecte la bani mărunți, dar la modul general, încât puteți să vă faceți o imagine din două filme separate. Pe de altă parte, din nou vă spun, puteți vedea horoscopul atât pentru zodia natală, acolo unde se află soarele în momentul nașterii, cât și pentru zodia ascendentă. Întotdeauna începeți totuși cu zodia ascendentă sau dacă știți că aveți un ascendent pe final de zodie, pe gradul 20 și ceva pe astrograma voastră, căutați, ascultați, de ce nu, și horoscoapele zodiei imediat următoare, cele ascendente. Deci aveți cam 2-3 filme de văzut despre luna în curs, dar dacă n-ați văzut deja, căutați și filmele anului 2024, poate sunt și acolo niște referiri pe care nu le-ați aflat la momentul potrivit. Horoscopul anului 2024 pentru zodia cu pricina, momente de top ale anului 2024, când cele mai importante aspecte ale anului sunt analizate și cum ne influențează la modul general, că suntem încă sub influența multora dintre acestea, precum și un film special, pentru că anumite segmente de zodie sunt activate, provocate, susținute pe perioada anului 2024 de anumite planete în tranzit prin diverse zodii. Și termin cu anunțurile, amintindu-vă că vă puteți abona la acest canal de YouTube dacă rezonați la ceea ce auziți, dacă vă sunt de folos astfel de filme cu horoscop în toate felurile. Ceea ce vedeți aici este un horoscop lunar, dar căutați pe acest canal Astrologa Aquaria și horoscopul zilnic, horoscopul săptămânii, horoscopul anului 2024 și o grămadă de alte filme care poate vă sunt de folos și vă sunt și pe plac. Deci vă puteți abona, dând click și pe clopoțel, veți fi notificați ori de câte ori va apărea ceva pe acest canal de YouTube și apare zilnic. Elementul foc a lipsit zile în șir în luna iulie. Iunie, dar din iulie, pentru că vor intra planete în leu și vă susțin foarte bine de acolo, în sfârșit dați și voi drumul la sobă, să aveți un pic de energie. N-ați mai fost atât de în centru atenție în ultima vreme, pentru că n-ați mai avut planete prin ograda voastră. E goală ograda voastră, nu mai trece nicio planetă multă vreme de acum înainte, dar asta nu înseamnă că stați degeaba. Pe multe planuri ale vieții aveți parte de evenimente frumoase, de mult romantism, de multă emoție, ceea ce nu vă reprezintă. Voi nu sunteți o zodie extrem de emoțională, mai degrabă activă, un factor activ întotdeauna, un element de acțiune. Dar probabil în ultima vreme v-ați mai retras și voi un pic în interiorul vostru, energia de rac, de pește a fost foarte activată în ultima vreme, ceea ce e foarte posibil să vă mai fi adus un pic pe acasă, la propriu sau la figurat. Ați preferat mai mult intimitatea casei, liniștea casei, un pic de izolare, un pic de familie în jurul vostru, oameni dragi.
Poate a existat și iubirea în peisaj în ultima vreme, mai mult ca oricând, și vă preocupă în continuare iubirea. Pentru că exact alea sunt zonele cele mai active de ceva vreme. A fost și este foarte activat planul relațional, adică casa a treia, acoperită de gemeni, foarte activă în luna iunie. Acolo a mai rămas Jupiter, dar suficient cât să-și facă datoriile acum înainte să vă aducă oameni în peisaj. Extrem de activă zona familiei, casa, domiciliu, sufletul vostru, ce vă este vouă drag. Iar de luna asta se activează și zona iubirii, ca atare, iată, vorbim de primul capitol al acestui horoscop dedicat relațiilor sentimentale. Luna iubirii, deci acoperită de leu, foc intens, care începe să primească musafiri. Prima planetă care intră în acest sector este Mercur pe 2 iulie și va sta acolo până pe 26 iulie. Undeva pe 11 vine și Venus, minunat să vină planeta iubirii în sectorul iubirii, e la dublu, iar undeva la sfârșitul lunii, pe 22 iulie, intră și Soarele în acest sector. Trei planete. Minunat! Câte una, o să se activeze ceva acolo, o să se aprindă niște focuri, e loc de iubire în peisaj, e loc de persoane noi, de ce nu, dar și de provocări. Deci nu le aveți pe toate. Nu e noroc pe bandă rulantă. Energia leului este de noroc. Venus este și ea o planetă norocoasă. Deci o planetă norocoasă într-un sector de noroc înseamnă că sună bine capitolul iubirii pentru cine este interesat. Cu Venus în leu puneți preț pe pasiune, pe atracție între sexe, apar în peisaj persoane noi și toate aceste planete din leu și luna asta și luna viitoare, Mercur, Venus și apoi luna viitoare și Soarele vor forma aspecte foarte bune cu Jupiter din gemeni, aspecte care nu s-au mai format în această combinație de 12 ani, pentru că abia cu 12 ani era Jupiter într-o astfel de poziție în gemeni. Gemenii pentru voi sunt într-un sector relațional. Adică relații. Pentru cei care n-ați avut relații în ultima vreme, care n-ați cunoscut oameni, care, nu știu, ați stat mai singuratici, de ce nu vine iubirea în peisaj? Poate cel mai norocos aspect este pe 21 iulie, când Venus și Jupiter, micul și marele benefic din zodiac, vor avea un sextil de milioane. Acum ceva vreme, în luna mai, dacă mai țineți minte, Venus și Jupiter aveau o suprapunere. La momentul respectiv au avut o conjuncție în Taur. Poate și atunci s-a fi întâmplat ceva din punct de vedere sentimental. Ca acum să aibă loc primul aspect de după conjuncția lor din luna mai, dar și primul aspect cu Jupiter în gemeni. Primul aspect după 12 ani, imaginați-vă. Nu înseamnă că de 12 ani așteptați iubirea, dar cu noroc în buzunar, de ce nu? Ăsta e momentul. Un aspect atât de bun cu planete în zona iubirii, că nu din alte planete vorbesc aici, cu planete în leu, planete în care vă activează sufletul, vă arată mai preocupați de iubire. Deci așa ceva n-ați mai avut de multă vreme. Știu și eu de la perioada în care trecea Jupiter prin Berbec, poate n-ați mai avut un moment atât de bun. Și asta s-a întâmplat acum vreo 2 ani. Deci așteptați de ceva vreme o susținere, noroc, vânt la pupa, foc în sobă, spuneți-i cum vreți, pasiune, cunoștințe noi, comunicare foarte bună, atractivitate, sunteți sexy, atrăgător, interesant, popular, simpatic, plăcut. Dar și cei care vă trec prin cale s-ar putea să fie foarte interesanți. Dacă nu cumva, încă din lunile anterioare, încă din luna iunie, nu a făcut niște cunoștințe noi, pentru că Jupiter a avut niște întâlniri sau niște evenimente speciale și va mai avea și luna viitoare în sectorul întâlnirilor, flirturilor, aventurilor, cunoștințelor, simplelor cunoștințe, că altfel cum vă îndrăgostiți dacă nu faceți cunoștințe noi, dar ieșind un pic în întâmpinare. E o perioadă în care iubirea plutește în aer. Și ce iubire? Poate fi iubire de aia superioară, diferită decât înainte, deci poate chiar trecând de zona simplului flirt sau aventurii sau a ieșirilor prin oraș. Vă bate inima mai tare ca oricând. Pentru unele persoane, cine știe, întâlniți un suflet pereche, întâlniți un om predestinat, nu uitați că voi aveți o axă karmică la voi în ogradă, nodul nord. Nodul nord pe perioada trecerii lui prin Berbec, din toamna anului 2023 până în ianuarie 2025,
vă poate aduce în cale multe personaje predestinate. De ce nu și partener de viață pentru unii sau cea mai mare iubire sau sufletul pereche sau flacăra geamenă, spuneți-i cum vreți. Sunt și norocoși de genul ăsta. Mai mult decât atât, și zona cuplului s-a activat un pic. Zona cuplului este acoperită de balanță, unde nu este nicio planetă deocamdată, dar acolo, la sfârșitul lunii iunie, a intrat Lilith. Nu e o bucurie, Lilith. Lilith este și elementul ispitei, și elementul surprizelor mai puțin plăcute, a datoriilor karmice, a lecțiilor karmice, a probelor, a problemelor, de ce nu, a provocărilor în cuplu. Lilith este și ea un capăt de axă. Voi deja aveți în zona cuplului un alt capăt de axă și anume nodul sud, pentru că nodul nord este la voi în ogradă, nodul sud este în balanță. Ei, aceste două axe la un moment dat se vor și întâlni prin toamnă, încât se întâmplă lucruri, așa, de la univers citire, de la destin citire, de la karma citire. Ies oameni din viața voastră, intră oameni în viața voastră, intră oameni în viața voastră ca să vă dea lecții de natură sentimentală, conjugală sau personală, să învățați ceva despre voi. Apar în calea voastră oameni cu rol de oglindă, să vă arate ceva, să reflecte ceva, să vă învețe. Hai să o zicem pe dreapta. Cu două elemente karmice într-un sector al cuplului, viața în doi poate fi o școală de toate felurile. O școală în care uneori mai suntem și corijenți, dar și o școală la care învățăm și luăm examenul cu brio. Urmează niște perioade mai delicate din punctul ăsta de vedere, de câteva luni bune de acum înainte. Lilith abia a intrat și va sta acolo până în martie, iar axa nodurilor lunare va mai avea un punct de maximum undeva la toamnă cu eclipsă în acest sector, dar și cu Lilith la pachet. E, toamnă poate să aducă o sesiune de examene pentru cupluri. De ce? Ca să treceți cu brio, să luați nota cea bună de trecere sau notă de a trece la nivelul următor într-un cuplu. Este pentru mulți momentul în care vă pot apărea, cum am spus, personaje cu rol cheie. În unele cazuri, rol cheie poate să însemne, scuzați că spun asta, dar poate să însemne și ispita. Lilith este elementul ispită, dar rolul cheie al ispitei, egal amantă, amant și alte triunghiuri amoroase, au un scop aceste elemente surpriză care își bagă coada în unele cupluri, ba chiar în cupluri foarte echilibrate, foarte bune. De ce? Să testeze cât de solid este cuplul ăla, nu neapărat să le distrugă. Sigur că unde cuplul respectiv nu stă pe un fundament foarte solid, când intră ispita sau, mă rog, riscul, pericolul ce fie acolo, se poate să fie și o mare zguduială în unele cazuri, dar în alte cazuri cei doi își dau seama că ispita aia n-a fost decât o greșeală, o probă de anduranță, de rezistență și toate celelalte. Deci nu vă temeți acum că partenerii vă aduc un triunghi amoros în peisaj. Nu e obligatoriu. Dar pot apărea triunghiuri de toate felurile, gen, își bagă coada o soacră, o mamă, o cumnată, un amant, da, un prieten, jobul cuiva. Apar niște terți, persoane intruse care să vă pună relația la testare, ca să o treceți cu brio, evident. Nu doar luna asta, câteva luni de acum înainte, dar și câte aveți învățat din povestea asta. Și unii s-ar putea să luați notă bună, să treceți cu brio, nu vă așteptați la dezastre. Dacă este Lilith acolo cu nodul sud, nu înseamnă că acum toți berbecii dau buzna la divorț, nici vorba de așa ceva, dar testările au rolul ăsta de a descoperi fiecare ce rol are în cuplu, cât de solid e cuplu, dacă e solid, nu uitați lucrul ăsta. Să comunicați mai mult, să vă implicați mai mult în viața celuilalt, să existe reciprocitate. Ce înseamnă balanța? Că acolo sunt cele două elemente. Tu pe un taler, eu pe un taler, dar trebuie să fie echilibru. Nu unul hezi și altul cea, nu eu dau totul și tu nu dai nimic. Că acolo unde nu există această reciprocitate, egalitate, echitate, complementaritate, spuneți-i cum vreți, armonie, normal că apare dezechilibru ăla care poate și strica la o adică. Unele cupluri, dacă nu se mai poate și nu se mai poate. Dar revin un pic la elementele din leu.
Planetele alea care intră în leu, minunat, de altfel vă spuneam că aduc pasiune și toate celelalte, dar tot ele vor fi în această lună puternic provocate de Pluto. Pentru prima oară ever, planetele din leu vor forma opoziții cu Pluto de acolo din Vărsător. Prima oară, pentru că în anii anteriori nu era Pluto în acest sector, nu în Vărsător. De acum încolo, timp de 20 de ani, se tot formează aceste opoziții. Dar fiind prima dată și cu două elemente karmice în zona cuplului, să nu apară niște teste. Femeia, mai ales femeia, poate să-și ceară drepturile la o anumită independență, la mai mult decât primește, suferă pe undeva că poate nu este suficient de mulțumită de ceea ce primește de la partener, poate da, mai ales femeia. Va veni și vremea bărbatului, nu acum, peste vreo două luni va veni și bărbatul să aibă ceva de comentat, dar acum unele femei berbec s-ar putea să vocifereze, să-și ceară drepturile, să ceară atenție, să ceară iubire, să ceară complementaritatea aia. Eu dau totul, dar tu ce dai în toată povestea asta? Sigur că în unele situații, mai ales dacă aveți deja un trecut sentimental sau conjugal, nu tocmai favorabil, în care deja exista o ispită, deja exista o problemă, sigur că acestea sunt acolo și trebuie să vă ocupați de ele. Și cum ziceam că șansele cele mai mari e să treceți cu brio, repet, în unele cazuri cu notă de trecere, dar bine că ați trecut, în alte cazuri mult mai puternic, mult schimbat în bine, puteți trece peste acest impas. Dar așteptați-vă și la niște dezechilibre în relații, descoperind că ori nu mai sunteți pe aceeași vibrație, ori nu vedeți viitorul unor relații. Și aici poate nu vorbesc neapărat de căsătoriți, ci de unele relații. Cu Pluto acolo, ever, prima oară, într-o astfel de situație, unele relații o să și cadă la pământ. Alea care n-au ce căuta, alea care nici voi nu știți de ce ați intrat în ele. Alea în care exista deja o insatisfacție, o nemulțumire, un gol. Acolo, pe semne că unii, evident, veți decide să încheiați niște relații. Pluto e foarte tranșant, el vrea ori tot, ori nimic, și de-aia printr-o opoziție, prima oară din toate timpurile, pe o axă a iubirii, mulți berbeci o să ziceți, gata, știi ce, ori, cum vreau eu, că știți bine că voi aveți multă voință, ori la revedere și n-am cuvinte. Dar, cum este totuși o perioadă cu lecții, poate nu trebuie să fiți chiar atât de tranșant, știi ce, ori. Că da, Pluto cu asta vine, cu ori, ci să comunicați, să discutați, să puneți sara la cale, să vedeți ce se poate face, să vindecați, să echilibrați. Dacă nu se mai poate și nu se mai poate, din păcate, există și riscul, poate nu neapărat în luna asta, lunele imediat următoare, există și riscul de a ajunge la avocat, la notar, la psiholog, de ce nu, poate aveți nevoie și de un consilier de ăsta marital, conjugal, ceva de genul, să vă ghideze, să vă învețe. Poate aveți și din punctul ăsta de vedere ceva de învățat, în cazul în care unul sau celălalt în cuplu nu pedalează în mod egal. Unul poate s-a schimbat foarte tare, a evoluat foarte tare, s-a maturizat foarte tare și cum nu mai e pe aceeași vibrație cu partenerul, normal că apar micile discrepanțe și nu mai sunteți pe aceeași lungime de undă ca odinioară, și de aici orgolile, mândria, personalitățile, competiția, poate fi și o perioadă de competiție. Cândva, când v-ați luat acum 20 de ani, unul din ei era normal, într-un nivel decent. E, s-ar putea să se fi schimbat foarte tare și celălalt, care totuși a rămas pe un nivel normal, nu-l mai recunoaște pe celălalt. Dar nu erai așa când te-am luat, dar nu erai așa când m-am îndrăgostit. Normal, de altfel, și mai ales voi v-ați descoperit, v-ați transformat și continuați să vă transformați, pentru că asta înseamnă eclipse pe axa berbecului de vreun an de zile deja. Vă regăsiți pe voi într-o altă lumină, într-o altă energie, știți ce vreți, impuneți, cereți ce vreți. Și dacă pe undeva partenerul nu mai e pe vibrația cerințelor voastre, nu e exclus pentru o mică parte să se cam vorbească de avocați. În ce privește munca și jobul,
Este ceva activitate și pe aici. În primul rând, în zona locului de muncă, este acoperită de fecioară în cazul vostru. Până luna trecută a fost Lilith. La revedere, a plecat Lilith, s-a mutat în zona conjugală, asta e, după ce ați trecut de o clasă, intrați în altă clasă. Dar acum măcar răsuflați ușurați că a plecat Lilith de acolo și o vreme, până la sfârșitul lunii, nu se întâmplă nimic. Parcă sunteți la faza de curățenie de după plecarea lui Lilith. Vedeți ce ați schimbat voi în astea ultime 9 luni cât a stat Lilith pe acolo, ce ați schimbat, ce ați dat la gunoi, ce ați învățat, prin ce probe ați trecut, că sigur ați muncit, nu glumă. Elementul fecioară înseamnă muncă. Pentru unii poate a fost o perioadă de rutină pe care poate n-ați suportat-o. A fost o monotonie, o repetabilitate, un mecanism acolo în care ați intrat, că asta înseamnă muncă. De zi cu zi, cotidian. Acum, fără Lilith acolo, primul sentiment este de respiro. Cu atât mai mult că la sfârșitul lunii, pe 26, ce drept, la sfârșitul lunii, aici va intra și Mercur. Și va sta acolo până pe 15 august, după care prin retrogradare va mai trece o dată prin acest sector, prin august-septembrie. Deci va trece de două ori pe aici. Vine să facă de două ori curățenie. O dată vine la curățenie de după Lilith, după care vine susținut de celelalte planete, undeva prin august-septembrie, să activeze, să pună niște motoare noi în funcțiune, niște mecanisme noi în funcțiune. Dar întâi se uită ce a rămas după. Posibil să fie o perioadă cu decizii, pentru unii poate fi o perioadă în care învățați ceva nou, vreți să învățați ceva nou, poate schimbările prin care ați trecut cu Lilith acolo, că unii poate schimba jobul pentru că nu v-a mai plăcut, nu l-ați mai suportat. Sau ați stat într-o zonă neplăcută, că Lilith are tot felul de conotații. În unele cazuri, sentimentul de rutină, plictiseală, nu mai suport, dar n-am încotro. Obligație, povară, responsabilitate, sunt legat de mâini de picioare. Sentimentul ăla de mă duc la serviciu că n-am altă soluție. Acum cu Lilith acolo s-ar putea să nu mai aveți această obligativitate, gen nu mai am încotro. Poate tocmai asta este, că aveți încotro, poate apar elemente noi. Și cred că apare elemente noi, pentru că pe parcursul lunii Marte, guvernatorul vostru, va avea o conjuncție cu Uranus pe la mijlocul lunii într-un sector al banilor. Dar banii nu înseamnă doar cât primiți, ci cât valorați. Și poate unii aveți acest curaj abia acum să vă cereți drepturile, abia acum să vă duceți la ceva mai bine plătit, să găsiți ceva mai bine plătit. De ce nu? Că e clar că banul va fi criteriul numărul unu de decizie. Și cum au trecut și încă mai trec planete prin zona banilor, posibil să apară ceva mai interesant la orizont. Dacă nu cumva ați făcut niște schimbări încă de prin aprilie, mai, când pe aici prin Taur a fost nebunie, mai ales în mai. Vă spuneam în luna mai că a fost cea mai norocoasă lună din an și poate unii n-ați făcut niște schimbări atunci sau nu s-au ivit niște ocazii bune. Și mai sunt ocazii și acum, numai că nu uitați că Marte este un element de acțiune, de inițiativă. Eu decid, eu fac, eu mă eliberez, eu pun mâna pe un telefon, eu mă duc și depun un CV undeva. Nu prea apare din senin. Dar elementul surpriză, că este Uranus acolo, care Uranus vă îndeamnă la upgradare, la modernizare, la pasul următor, la evoluție, la eliberare, în cazul în care Lilith v-a ținut ca într-o închisoare în ultima vreme. Sau dacă nu într-o închisoare, într-o buclă, în repetabilitate, în rutină, în monotonie, în plictiseala aia de zi cu zi, că v-ați săturat de ea. Și de ce nu? Dacă n-ați avut curajul marilor schimbări în aprilie, mai, e timp și acum, evident. Și e timp și în august și în septembrie. Nu înseamnă că dacă n-ați făcut niște schimbări și simțiți că ceva nu e în regulă, profesional vorbit, nu înseamnă că o să stați așa în zona de gară multă vreme. Trec niște trenuri, dar le cam căutați voi. Voi vă depuneți un CV pe undeva, voi vă duceți să învățați ceva. Nu uitați că Jupiter, încă de luna trecută, a intrat în Gemeni. Pentru voi, Gemeni sunt într-un sector al studiului, al învățăturii. De ce nu? Pentru unii a venit vremea să vă înscrieți la un curs, la o specializare, la o a doua facultate, la al doilea curs, căutând o cale paralelă de cea pe care mergeți deja. Probabil aia, rutina, o să o duceți mai departe, pe semne, până când se rezolvă treaba cu cursul și cu noua cale pe care ați decis-o, o decideți acum, porniți deja pe ea, dar viitorul sună bine din punctul ăsta de vedere. Că Lilith, cam asta e posibil să fi făcut în ultimele 9 luni cât a stat pe acolo. Va arăta că ceva nu e în regulă la locul de muncă.
M-am plictisit, nu-mi plac colegii, nu mai îmi place meseria, nu mai îmi place instituția, e greu, e sub nivel, e plictisitor. Deci tot felul de stări a se avut în strânsă legătură cu responsabilitățile de serviciu în ultima vreme. În unele cazuri poate nici n-ați avut job deloc sau unul mult sub nivel sau mai degrabă ați făcut sacrificii acceptând niște situații inferioare. Da, poate și inferioare din multe puncte de vedere. Deși aveți două facultăți, ați acceptat un job în care abia se cere, nu știu, 12 clase. Posibil și asta, să fi fost o vagă umilință pentru unii, acceptând ceva sub rang, sub nivel. E, acum, faptul că există niște elemente acolo care vă măresc valoarea, de ce nu? Ridicați și voi statutul, valoarea, nu? Vă măriți tarifele, vă măriți pretențiile, cereți ce vi se cuvine, dacă, repet, n-ați făcut-o deja. Dar e loc de noutate, e loc de proiecte noi, planuri noi, poate mai ales după ce va intra Mercur aici, persoane noi la locul de muncă, proiecte noi, da, provocări noi, învățături noi, că și de la locul de muncă poți să înveți, nu neapărat te duci la o școală. Acolo apare o provocare nouă sau o situație nouă, un soft nou pe care trebuie să-l învățați din mers. Un program nou, o rutină nouă. Parcă s-a schimbat mașinăria la care lucrați, metaforic vorbind. Până acum ați lucrat pe mașinărie, e demodată, vine IT-istul și vă schimbă mașinăria, din nou metaforic ceea ce zic, și normal că mașinăria aia vă obligă să învățați ceva din mers, conform noului program de muncă sau de rulare a unei repetabilități a muncii. Dar sună promițător. Poate vă și place ceea ce în sfârșit vă place, că Lilith s-ar putea să vă fi ținut într-o zonă de nu-mi place, de plictiseală, cum am zis. Dar fiți deschiși către nou, că se arată la orizont motivații, inclusiv financiare. Un job mai bine plătit, un proiect din care puteți scoate un profit sau, dacă nu profit financiar, mândrie, satisfacție, ego. Zona ego-ului se activează foarte tare. Leul aveți mândria, se activează prin faptul că intră planete acolo, deci o să aveți cu ce vă mândri. Cu ce faceți acasă, cu pasiunile voastre, cu iubirea voastră sau cu munca voastră. Asta este luna iulie pentru voi berbeci. Și vă doresc să fie o lună de succes!